O studentă din Iran a fost arestată după ce s-a dezbrăcat în campusul universitar în semn de protest. Tânăra a vrut astfel să protesteze față de hărțuirea miliției gardienilor Revoluției din Teheran. Fata, care identitate nu a fost dezvăluită, este studentă la Universitatea Azad din Teheran. Scena a avut loc în campusul Universității Azad din Teheran. Tânăra s-a dezbrăcat în fața universității și s-a plimbat în lenjerie intimă în semn de protest. Întreaga scenă a fost înregistrată cu telefonul mobil de martor, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Postat inițial de site-ul studențesc iranian Amir Kabir, videoclipul a fost preluat de o serie de site-uri persane, inclusiv de grupul pentru drepturile omului Hengav și de site-ul de știri Iran Wire. Potrivit presei iraniene, identitatea tinerei nu a fost dezvăluită de reprezentanții universității, însă fata ar fi recurs la acest gest după ce a fost hărțuită de membrii ai miliției Basij. Pentru gestul său, studenta a fost arestată la scurt timp după ce și-a dat hainele jos. Înregistrările filmate de martori arată cum studenta este luată și aruncată într-o mașină de mai mulți bărbați îmbrăcați în civil. Potrivit site-ului Amir Kabir, ea a fost bătută în timpul arestării. Organizația Amnesty Iran a cerut autorităților iraniene să o elibereze pe tânăra femeie. Pe de altă parte, directorul de relații publice al universității a declarat că tânăra avea o tulburare psihologică. Legea islamică din Iran impune un cod vestimentar foarte strict femeilor. Acestea sunt obligate să poarte văl pe cap și haine lungi care să le ascundă formele. În Iran este o revoltă fără precedent din partea femeilor după scandalul morții tinerei kurde Mahsa Amini în septembrie 2022, care a fost arestată pentru că nu a respectat codul vestimentar. Mișcarea intitulată Women Life Freedom a fost masiv reprimată de autoritățile iraniene la acea dată. Cel puțin 551 de persoane au fost ucise și câteva mii arestate, după cum au anunțat organizațiile neguvernamentale.